Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Din nou suntem Ștefan Hartneva. Știi ce? Înainte mi-ai spus să fac ceva la geometrie, dar mi-am amintit de tema, subiectul ieri care a lansat în drum. Ne grăbeam la suma aceea. Îți mai amintești tu suma? Da, da. Era vorba de calcularea sumei S. Este egal cu 1 supra... O luăm aici. 1 supra 1 plus 2. Plus 1 supra 1 plus 2 plus 3. Plus 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1 plus 0. Plus 4. Da. Plus aici. Plus puncte puncte 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus 2009. Și spuneam că aceasta a fost un exercițiu care vi s-a propus să faceți, să spunem, fără tipul de obligație, ci bine folos. Și că dacă știți să faceți exercițiu și îl explicați și corect, o să vă punteze. S-a întâmplat astăzi așa ceva sau nu? Doar 3 colegi. Care eu l-au făcut deja, da? Da. Și eu l-am explicat bine, dar au zis că trebuia mai pe larg, mai bine. Da, nu știu așa. Da. N-am înțeles ce au zis. Bun, hai să vedem. Eu, dacă mă transform acum în elev și tu îmi pui întrebări că nu ți-e clar acolo, nu ți-e clar dincolo, parcă ai fi profesoară, da? Da. Facem chestia asta, da? Da. Și eu să zic așa, știți, m-am gândit destul de atent la exercițiul ăsta. Și primul lucru care mi-a atras atenția a însemnat să calculez suma asta la fiecare numitor al fracției. Aici avem mai multe fracții de adunat. Da? Deci la fiecare numitor să încerc să calculez. Și am sesizat că, de fapt, am o sumă Gauss în fiecare. Nu capul în sine mă interesează. Da? Deci, 1 plus 2 s-a răscrie ca fiind egal cu chiar așa cum se făcea suma Gauss. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus n. Parcă așa vine. Da. Hai să sunt numere consecutive, da? Da. Vine 1 plus N, ori cât sunt de I? Ori N. Totul pe 2, da? Pe 2, da. Bun. Dar noi nu avem... Deci asta este, practic, suma până la N. Dar dacă aș lua 1 plus 2 numai, cu cine ar fi privind-o ca o sumă Gauss? Cu 1 plus 2. Ori 2. Cum ar fi la 2? Așa. 3 ori 2. 2 ori 2 supra 2, 6 împărțit la 2. Nu lăsăm așa. 3 ori 2 supra 2. Da? Da. Umblă. Apoi, suma următoare care ar fi? 1 plus 2 plus 3 plus 3, da? Ar face 1 plus 3 ori 3 plus 4 ori 2. Care face? 4, 12... Dar nu mulțumesc. 3 ori 4, pot să spun așa. 3 ori 4 supra 2. În sfârșit, suma, ultima sumă. 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Asta, ce? Acolo se scrie 2009. 2009 se scrie corect. Nu, acolo. Și aici ar trebui, da? Da. Egal cu 1 plus 2009 ori... 1 plus 2009 ori cât sunt de ei? Ori 2009. Da. Împărțit la 2. Împărțit la 2. Adică 3000. 2010. A, 2010, da. 2010. Ori 2009 ori cât la 2. Ori 2009. Da, da. Și acum mă duc la suma de sus și a zice, este egal 1 supra
În loc de 1 plus 2, am să zic cine? 3 ori 2. 3 ori 2, supra 2, nu? Da. Da. Deci, sau 2 ori 3, totul supra 2. Așa bine? Da. Plus, cealaltă ar fi 1 supra. 1 supra 3 ori 4. 1 supra 2. Plus 1 supra 4 ori 5. Totul supra 2. Plus și rămâne 4 plus puncte, puncte. Plus 1 supra 2010. 2010, că tot așa cum este comunicativ. Supra 2. Și care face egal mai departe? Aici cum procedează? Prima inversată. Adică pe 1 înmulțit cu 1 pe 1 ar veni înmulțit cu a doua inversată. 2 supra 2 ori 3. 2 ori 3. Plus. Plus 1. Înmulțit cu... Deodată hai să scrie că vine 1 ori 2, face 2. 2 supra 3 ori 4. 2 supra 3 ori 4. E bine așa? Da, da. Deci înmulțim pe prima cu a doua inversată și 2 ori 1, 2 când vine sus. Da. Plus. Plus 2 supra 4 ori 5. 2 supra 4 ori 5, plus așa mai departe, plus puncte, puncte, plus. Plus 2 supra 2009 ori 2009 ori 2010. Iată, așa am scris suma asta. Iar mai departe cu. Fiindcă e 2 peste tot, pot să scot în factor comun un 2, la toate fracțiile. Da? Deci, 2 pe lângă. Ia să vedem ce le rămâne. Toate fracțiile au rugătura au un 2. Un 2 pe lângă. Așa. 1 supra 1 ori 3. 1 supra? 2 ori 3. 3. Plus. 1 supra 2 ori 5. 1 supra? 3 ori 4. 3 ori 4. Mă dat mă tot s-a mișcat. Dar jos nu am nimic. 1 supra 4 ori 5, plus puncte, puncte, plus 1 supra 2009, ori 2010. Ori 2010. Așa, acum, o să spunem că 2 ori S, notăm toată asta cu S. Da, dar putem lăsa 2 și să ne ocupăm, nu este S-ul de cel de înainte. Asta trebuie lucrată. Da. Da. Și e 2 înmulțit cu... Ce propui tu să faci? Cum să calculăm suma asta? Păi pe 1 mai putem scrie ca 3 minus 2. Corect. Deci vom scrie 3 minus 2 totul supra 2 ori 3 plus 4 minus 3 supra 2, 3 ori 4. 3 ori 4. Plus 5 minus 4 supra 4 ori 5 plus 11 puncte plus 2010 minus 2009 supra 2009 ori 2010. 2009 ori 2010. Și egal. Și acum pentru că e înmulțire. Fiindcă sus avem o scădere de 2 termeni. Și jos. E un numitor, e un numitor, o pare care. Putem să vedem, uite, cum se mai scrie, scrie-mi așa, 5 supra 4 plus 3 supra 4. Punem același numitor cu 4. 5 plus 3, da? Da. 5 plus 3. Deci, văzând adunarea, provine de la adunarea de două fracții care au numitorul 4. Da. Adică distribuim pe 4 înainte de la 5 la 3. Și la scădere, dacă este așa, 5 pe 4 minus 3 pe 4 este egal cu 5 minus 3 totul supra 4. Deci, văzând o scădere,
putem să ne închipuim că scăderea asta aici a venit la două fracții care aveau amândouă pe numitorul 4. Și de ce se distribuie pe 4 și lui 5 și lui 3? Deci 4 se distribuie pe 5 înainte, dacă a fost făcută operația, și lui 3. Adică 5 minus 3 totul pe 4 provin la 5 pe 4 minus 3 pe 4. Trecând pe modelul ăsta, 3 minus 2, ia să luăm de 4, 3 minus 2, totul supra 2 ori 3, provine de la cine? De la 3 supra 2. 3 supra 2 ori 3? 3 supra 2 ori 3? Da, dar și spui aceeași numitor. 3 supra 2 ori 3. Deci, văzând scăderea, înseamnă că poți să gândești două fracții care se au aceeași numitor. Nu? Da. Dacă ai fi să gândești, pui numitorul comun și vin 3 minus 2. Așa și aici. Văzând 3 minus 2, înseamnă că poți gândi de la cine? La două fracții. Vorbește tu. Adică 2 pe lângă, 3 supra 2 ori 3, da. 2 supra 2 ori 3, da. 4 supra 3 ori 4, minus 3 supra 3 ori 4, plus 5 supra 4 ori 5, minus 4 supra 4 ori 5, plus 5 supra 4 ori 5, 2009 supra 2010 ori 2009 minus 2010 mai întâi. 2010 supra 2010. Da, n-are importanță. Să zic că n-are importanță. Vreau să comutativ. 2010 supra 2010. Ah, nu, nu, ai zis bine. 2010 este aici, nu? Da, da. Așa este. Da, de 2010. 2010 minus 2009 supra 2010 ori 2009. Și egal cu. Acum, fiindcă e înmulțire, putem simplifica 3 cu 3. Așa. Deci aici 3 cu 3, 3 cu 2, 4 cu 4, 3 cu 3, 5, 4 cu 4, 2010 cu 2010 2009 cu 2009. Și va face 2 pe lângă 2 pe lângă 1 supra 2 1 supra 2 minus 1 supra 3, da. Plus 1 supra 3 minus 1 supra 4 plus, da. 1 supra 4 minus 1 supra 5 plus puncte puncte plus 1 supra 2009 minus 1 supra 2010. 2010. Și 9. Egal cu 2 supra. Egal cu 2 supra. 2 pe lângă. 2 pe lângă. Ne uităm în suma acum. A, 2. Ce observăm? Sunt prezenți... Ce este fracția? 1 pe 2? A, e minus 1 pe 2 plus 1 pe 3. E minus 1 pe 3 plus 1 pe 3 este... Redux, sigur că da. Deci, aș cum a zis și 2, o 3 minus o 3 mi-e fac 0, nu? Da. A, păi. 1 pe 4 cu 1 pe 4, 1 pe 5 cu 1 pe 5, 1 pe supra 9 cu 1 supra 9 care e în față. 1 pe 2009. Pe 2009. Așa. Și rămâne doar 1 pe 2 minus 1. Deci răspunsul ar fi 2 pe lângă, 1 pe 2. 1 pe 2 minus 1 supra 2010. 2010, da. Și ca să ne facem cu? 2 pe lângă, aducem la același numitor. Cine e numitorul comun? 400... Nu.
De regulă, încerci pe cel mai mare să vezi dacă se împarte la cel mai mic. Aici, 2010, se împarte la 2? Da. Da, sigur, da, 100%. Da. Când omul se împarte la 2, cum după cifre este 4, 0, 2, 4, 6 și este. Da. Și atunci, dacă înseamnă că ăsta e cel mai mic lucru comun, 2010. Și cu cât am amplificat pe prima? Păi 2010 împărțit la 2, 1005, nu? Te gândești 2000 dacă împarți în 2, 1000. Și 10 împărțit în 2, 5. Și deci 2000, 1005. Deci în 2010 împărțit la 2, nu? Ca să vezi la 10. Da. Sau altfel 2 în 2 merge o dată. Dar deci trebuie să vezi și mental de cum merg lucrurile. 2000 împărțit la 2. 2000 împărțit la 2, 1000. 10 împărțit la 2, 5. Și bine, 1005. 1000, nu? 1005. 1005. Și atunci vom avea mărțiul unitor comun. Adică punem pe 2 în față, să mă uită. Da, 2 ori, punem 2010. Da. Și la numele 1005 minus 1. Adică 2 supra 1 ori 1004. Deci 2 înmulțit cu, deodată 2 înmulțit. 2 înmulțit cu... Deci 2 pe 1. E drept. Da, mă, să subînțelege pe 1. Înmulțit cu 1004. Supra 2010. Și noi de a face înmulțiri, de a face simplificările. Da, 2 cu 2010. Și supra facem... 1005. 1005. 1005 prin 5 ar vrea. Da. Asta ar vrea prin 2, prin 4. Deci gata, sunt prime între ele, nu mai merg. Și rămâne 1004 supra... 1005. Ăsta este rezultatul sumei respective. Mai vedem o dată. Care au fost primele lucruri sau care au fost pașii importanți? Ce trebuia să sesizăm înainte de a porni ieșițiul? Suma cauză. Suma cauză a fiecare numitor. Da. Și calculate sumele respective, apoi le-am înlocuit, am răsturnat și aici am ajuns. Deci primul pas ne conduce spre așa ceva. Ce mai trebuia să observăm ca să continuăm ieșițiul? Să descompunem... Să scoatem pe 2 în factor comun. Pe 2 în factor comun. Iar după scriem... Așa. Pe 1 ca 3 minus 2. Adică exact diferența sunt tot 2 de jos. Da. La fel, peste tot am avut șanse că au fost 2 termeni consecutivi și pe 1 acela l-am putut scrie ca fiind 3 minus 2, 4 minus 3 și așa mai departe până când am... Alo? Bună ziua! Da, eu sunt într-o lecție de matematică, dar de agricultură mă întrebați după ora 8. Bine, la revedere. A început să vă zi albina. Și mă întreabă tot felul de lucruri. Sunt întrebat. Lecția mea se fântă. Da, mergem mai departe. Și, deci, al doilea moment important a fost scrierea. După care, al treilea moment, hai să vedem. Al treilea moment, când am simplificat... Nu, când am distribuit... Când am distribuit... numitorul 2, 3, la 3 și la 2, la cei 2 termeni, da? Deci, al treilea moment important a fost distribuirea numitorului, termenilor respectivi, fiecare numitor, sau invers, numitorul distribuit și lui 3 și lui 2, 3 ori 4, și lui 4 și lui 3. Și observăm simplificările. Și al patrulea moment este acela în care reducem termenii. Da. De fapt, toată munca care se face este să ajungem aici. Da. Deci obiectivul, spuneam ca la șac, obiectivul este să ajungem aici. Da? Ca îndată să reducem, în asemenea, și putem, practic, să reducem suma la așa ceva. Deci, asta a fost mersul.
Și fiindcă ne-am dat la chestia asta, hai să mai vedem încă o sumă pe care ți-o propun în dată și aș vrea să o vorbești tu, cât de eu știu, doamna, tu să spui ce idei îți vine în calcul sumei acestea. Da, să ne închipuim că avem de calculat suma următoare. Deci 1 supra 1 ori 3 plus 1 supra 3 ori este suma asta 3 ori 5 plus 1 supra 5 ori 7 plus ce mai departe plus 1 supra hai să zic 1 supra 1999 ori 2001 ori 2001. Deci, eu așteptam, tu gândește-te ce șanse ai să aveți suma asta. Deci nu mai e o sumă, zic, ca să vezi sumă egală, nu mai e cazul. Dacă sesizez un lucru la cei doi termeni de la numitor, între 1 și 3, ce diferență este? 2. 2. Între 3 și 5? 2. 5 și 7, 2. 2 peste tot 2. Da, am observat. Ai observat asta, peste tot 2. Data trecută era unul în gază. Da. Era 1 ori 2, 3 ori 4 și aveai sus 1. Și atunci pe 1 acela se scrie ca fiind 3 minus 2, 2 sau 4 minus 3 sau știu eu. Da, aici am... Da, de grea se scrie ca diferență, că ar fi 3 minus 1. 2. N-ai pe 2 sus. Da, nu putem să scriem pe 2 ca 2 minus 1. Îți trebuie 2. Dacă ai fi avut 4, zic 2 aici. Și 2 aici. Înseamnă că pe 2 ori cealaltă zic că ar 5 minus 3. Apoi pe 2 ori dincolo și cealaltă. Îți trebuie 2 ori la timp. De urgență. Maxim urgență. Cum să faci tu rost de 2 ori ăla? Cum se gândește greșitul ăla ca să apară 2 peste tot? Data trecută a fost de greu, dat în factor comun. Da. N-aveai nevoie de el să se dispară de 2. Acum ai nevoie de 2. Și nu mai ai. Da. E ciudată treaba, nu? Deci de data asta nu l-ai. Ori 1 pe 3.
Dar nu-ți ajută nimic. Că noi vedem ca la așa chestiile. Deci ne gândim, după ce facem asta, la cine ajută? Visul nostru îi rămâne tot acela. Ca să apară 1 pe 1 minus 1 pe 3 plus 1 pe 3 se reducă. Deci ăsta e motivul pentru care gândim să avem 2 aici. Pe 2 l-am scris ca 3 minus 1. Și scriind că 3 minus 1 l-am distribuit pe 3 ori 1 la cei 2 termeni și s-a întâmplat, s-a simplificat și trebuie să reduce. Deci, visăm frumos la șansa asta, dacă am avea nevoie, dacă am avea, de exemplu, pe 2 la mânător, am fi foarte, foarte încântați. Și atunci, cum vrei să fie 2 peste tot, ce ar fi să mulțim egalitatea asta cu un 2? Adică egalitatea mulțim cu 2 și în stânga și în dreapta. Și atunci ce devine? După mulțimea cu 2, ce devine? Echivalent cu? Echivalent cu 2. 2 ori stânga. 2 ori stânga. Când mulțim peste tot, da? Egal cu? Egal cu 2. Supra. 1 ori 3. Plus. 2 supra 3 ori 5. Plus 2. Ocazia asta facem așa ceva. Am zis, mă, cu adică da.
Aici nu am... Nu, am eu. Aveți programul ăsta. Așa că nu se ieși. Da, așa, fără lău. Proful și cu lău, și cu lău de acelea. Bun, bine. Da, dar mă știe Google foarte bine și o știu amătări. Da, așa. Domnul profesor Ioan Ursula, așa. Și se deschide pagina asta. Și în pagina asta vedeți, haideți să le arătăm prietenilor noștri, că dacă tot facem treaba asta, vedeți și dumneavoastră mai aproape așa. Deci, s-a intrat în pagina mea Prof. Online. Aici e video agricultură, video matematică și dumneavoastră dăm pe video matematică. Da. Așa. Și cu video matematică, aici e Prof. Online TV, acum suntem în direct la Prof. Online TV. Așa. Deci, mai ați intrat pe video matematică? Da, eu vreau doar să nu se blocheze imediat și ia pauze. Video matematică. Așa. Și la video matematică găsiți pe clasă aici. Vedeți, suntem la lecția 1350 și nu știu cât de lecții. Da. Și la clasa a patra vă alegeți lecția de la clasa a patra. Eu nu văd prea bine, dăriți dumneavoastră un pic. Și vedeți clasa a patra. Acolo sunt un număr destul de mare de lecții. Și de acolo, la lecții respective, sunt lecții de lecții făcute. Te numești cum tu? Maria. Maria. Sunt lecții de lecții făcute una lângă alta. Și acum, în stivă, le găsi, când ați dat click și a intrat la clasa a patra, găsiți lecțiile respective. Da? Și vă puteți stați acasă și le luați și le piguliți lecțiile acelea. Și ce v-a fost profund aici pe vremea mea? Să știți, vedeți, comentariile sunt cu miile, cu zecile de mii. Nu am intrat niciodată, că eu nu pun bază pe asta. Nu comentarii. Apele apreciative, da. Doar la comentarii referitor la lecțiile mele. Deci este un unicat în lume ceea ce fac. Eu așa văd de ce să fac treaba asta. Da, da. Toți vorbitorii din limba română de oriunde s-ar afla ei din lume, accesează, văd și mulțumesc foarte tare pentru că, zice, felul în care prezentați dumneavoastră matematica cu atâta drag, ne îndrăgostim și noi. Iar ce păcat, zice, că nu este făcut cunoscut. Cineva spunea că a scris președintelui, cearcă să facă presiuni, ca președintele să vină să spună, există omul ăsta care face ceva deosebit, să profităm cu toții. Da. Iată, dumneavoastră n-a știut acum, nu? A știut, dar uite că am uitat, bine că mi-am avut ocazia să-mi reamintesc. Da. Și nu, n-a știut că chiar aveți șansa să aveți lecții de lecții. Mai precis, ieri un mesaj a apărut pe YouTube, dreptul lecțiilor mele, care spune așa, am scris pentru a doua la DNA, pentru că noi părinții suntem nevoiți să mituim sistemul prin meditații, pentru ca să ne putem salva copiii. Oare de ce nu se intervine? De ce? Când totul este făcut de omul ăsta și este benevol și îl face cu drag și noi să nu putem profita. Cine este dușmanul? Cui este dușmanul? Da. De ce? Concurența. Concurența. Este o bătaie de joc. Să facă și ceilalți care fac meditație, să facă, e treaba lor. Dar atâta vreme cât există varianta asta la altă și oamenii se bucură că prezintă într-un fel în care nu am avut clasa a patra, trebuie să spun, nu am clasa a patra. E făcută de așa clasa a patra, lecții. Dar eu acum merg, clasa a patra e făcută lecția a cincea, a șasea, a șaptea. A 8 o fac acum lecții de lecții. Am plecat cu clasa 0, clasa 1. Da. Suntem acum. Ce de lăgași sunt părinții. Da. Cu drag și vă mulțumesc. Cu mulțumim de să vă dea sănătate. Succes să fii de la tine. Mulțumim frumos. La revedere. Da. Uite că ne-a fost făcut o surpriză plăcută în timpul filmării noastre. Mai am văzut și eu în clasa 4 când am venit. De fapt, a treia, cred că la sfârșit. Și eram așa de emoționată și... Nu-ți venea să crezi că se întâmplă chestia asta. Da. Când la sfârșitul clasei a treia, da, sau da, a patra, nu mai ține. Oricum, important este că nu puteai să înțelegi, era pentru prima dată Ștefania că acum prezent să undeva pe două, trei minute. Emoția era mare pentru că tu trebuie altceva decât în mod tradițional. Da. Și faptul că erai invitată să gândești, să ai și tu o părere și să poți să
era ceva care nu era normal, nu trebuie să cărși. Nu trebuie să ieși. Eu până atunci nu aveam curajul să fac eu o problemă. Să încerci tu, să încerci ceva. Da, să gândesc. Da? Extraordinar. Și vezi tu, și mult timp te-am urmărit asta, da. Dacă suntem prieteni de ceva timp și vorbim așa. Mult timp te-am urmărit pe tine ideea că nu poți face. Ea este în subconștient și acum ați trecurat. Da. Că e mai puternică decât varianta de a îndrăzni, aceea a neputinței. Da. Da? Deci de ce copiii sunt foarte tare timorați și loviți? Pentru că în clasă există, nu? Clasa e formată dintr-un grup de copii care toți sunt diferiți unul de cealaltă. Și este și o formă de concurență de asta ascunsă. Fiecare să vrea să se impună în fața celuilalt. Și cei care apucă de, n-au mai puțin îndrăzneală, se tot retrag ușor, ușor din... Și atunci ești nevoie să te maschezi, să nu cumva să te descoperi că tu n-ai curaj să te pătruzi într-o problemă. Asta e marea treabă. Deci proful online asta face deosebit din tot ce se întâmplă. La toate meditațiile, pe orul de sarmătări și tot. Faptul că eu copor și stăm de vorbă ca doi prieteni. Aici e marea, să spunem, problemă și este reușita mea, pentru că eu asta fac eu. Și acum să ne tragem cu definiții și prea multe povestea. După ce am zis așa că 2 este egal cu 3 supra 1 de mine, da. Și plus 2001 supra 1, plus am presia că exprimează puncte, nu? Da, puncte plus 2010 supra 1999 ori 2010 ori 2001, da? Și minus? Și minus 1999 supra 1999 ori 2001. Ori 2001. Și acolo 2001 supra înainte. 1999 acolo 2000, n-ați zis bine? 2001? 2001 supra 1999. Dar n-ar importanță că produsul e comutativ. Nu, nu acolo. Unde? Deci plus puncte puncte 2001, nu 2010. 2001 e bine? 2001, da. Uite, că nu se insiști până când mă planifică, nu mă observ acum. Așa. Și echivalent, v-ați spune că... V-ați spune că acum am simțit... 2S este egal cu... 2S egal cu... Simplificăm 3 cu 3, corect. 1 cu 1, 5 cu 5, 3 cu 3, 2001 cu 2001, corect. 1999 cu 1999 și rămâne 1 pe 1, care... 1 pe 1, da, 1 adică. Da. Minus 1 pe 3, da. Plus 1 pe 3, da. Minus 1 pe 5, plus 1 pe 5. 1 supra 1999 minus 1 supra 2001. 1 supra 2001, da? Da. Și egal cu? Și egal cu 2 ori S egal cu... Deci echivalent, da? Echivalent. 2 ori S egal cu. Acum minus 1 pe 3 plus 1 pe 3 se... Reduc. Minus 1 pe 5. Cine ar fi fost? Da. 1 supra 1999 și rămâne doar 1 pe 1. Minus 1 supra 2001. Minus 1 supra 2001. Și este egal cu? Cu 2. De echivalent, foarte bine ai spus. Deci 2 este egal cu? Egal cu. Acum amplificăm cu 2001. Corect. Și numitorul comun este 2001, 2001, minus 1 supra 2001. Da. 2 ori S egal cu 2000 supra 2001. 2000 supra 2001. Tot împărțit prin 2. Tot împărțit prin 2 și atunci S egal cu 1000.
este egal cu 1000. Supra 1000. 2001, da. Este egal cu 1000 supra 2001 și rezultatul este făcut. Da. Spune-mi tu, unde te-a marcat motociclul și care a fost momentul cel mai tare al lui? Trebuia să mă înmulțesc cu 2 factori de 2. Deci ăla, 2 ăla pe care nu l-aveai, trebuia să ai, data de tu am avut, l-am scos în factor, că nu ne-a trebuit, acum aveam nevoie de el și nu l-am avut, da. Și cu 2. Pentru diferența era de 2. Da. Și în clipa în care am reușit performanța asta, l-am pus pe 2, la pe 2 l-a scris ca 3 minus 1, pe 2 5 minus 3, pe 2 5, 7 minus 5 și mai departe. Și în felul ăsta am distribuit numitorul peste tot, vezi? Și totul se întâmplă spectaculos, este nemaipomenit, lucrurile merg foarte clar și în final găsim că 2 iese egal cu, sau iese egal cu 1000 supra 2000. De-acum am dat în modelul de ghișițiu știut. După ce am făcut rost de 2. Și acum să mai intrăm încă unul, după care ne ducem și la alte 3. Deci iese egal cu 1 supra 1 ori factor, plus 1 supra 4 ori 7, plus 1 supra 7 ori 10, plus mai departe, plus puncte. Supra 3000, hai să zicem 3001 ori 3004. 1 supra 3001 ori 3004. Așa. Aici diferența este de 3. Da. Înmulțim cu 3, că n-am bine. Și eu că da. Mă, nu mai stai bine. Da. Deci, vezi? Din clipa în care ai ghicit cam ce trebuie făcut, lucrurile merg foarte frumos. Așa, să ne țin cu 3 și totul rămâne ca tema acasă. Ei, acum, dacă ar fi să stai de vorbă cu așa, cu doamna profesoară, ei povestesc că nu numai așa ceva, așa ceva le pui cu colegilor tăi. Ăsta de aici, ăsta de aici, nu? Și... Da? Deci, dar importanță, e important că diferența care și ți-ai zis, aceea este rezultatul, ca să muncești peste tot cu același lucru, să poți să faci greșeală. Dar, fiindcă vei vorba de tot de asta, ce măreai de suma asta? Este egal cu 1 ori 2, plus 2 ori 3, plus 3 ori 4, plus 5 ori 6, plus puncte, plus 100 ori 101. Egal cu. Nu mai este la numitor, nu mai este ideea asta, este un alt tip de ghișiciu. Deci, la matematică e interesant. Nu ai ce le face, că îți legați 3 și 4 sunt înmulțiri, deci ce știm că, în regulă, trebuie să faci înmulțirea întâi. Nici n-ai de gând să le înmulțești tu, să le aduni. Că sunt ciudate de tot numele ce, suma ce nu mai termin tu nici când, nici până de seara nu termin.